Hai, salutare băieți și bine v-am regăsit pe canalul Aleximian. Astăzi avem un subiect puțin mai serios, deoarece vreau să mă împărtășesc din experiența mea cu platformele YouTube și respectiv TikTok. Astăzi vreau practic să vă învăț cum să faceți cei 100.000 de abonați, fie pe YouTube, fie pe TikTok. Vă spune un om care a reușit să facă chestia asta fără să facă mari artificii, gen să mă duc să donez pe la alții pe live-uri, să mă duc să pup în fund nu știu pe cine și alte cele și alte chestii care ați văzut și voi în general că se fac. Ei bine, dacă ești la început de drum și îți dorești să faci o carieră din YouTube, ești copil, ești adolescent și vrei să-ți începi cariera să faci YouTube, ei bine, să știi că, frate, nu te lăsa, în primul rând, pentru că o să ajungi acolo și o să reușești. Și acum o să încep până îți înșira niște chestii pe care eu personal le-am făcut și pe care pe mine m-au ajutat, dar reține în timp. Și când spun timp, eu am canalul ăsta făcut din 2015, da? Din 2015 a pornit așa ca o tâmpenie. Era prea târziu pentru mine ca idee, pentru că eram destul de în vârstă, ca să zic așa, și nu prea era, nu știu, nu erau posibilitățile astea, nu erau computerele din ziua de astăzi, nu prea aveai camere, chestii, adică era mai greuț puțin, știi, mai... Dar, odată cu anii, odată cu avansarea tehnologică, au apărut o felul de chestii care, practic, te ajută pe tine, ca streamer, că vrei să faci streaming, că vrei să faci content, gen, pur și simplu postezi clipuri și atât, asta e... Oricare ar fi visul tău și vrei să ți-l pui în practică pe aceste platforme, îți sugerez să o faci mai mult pe YouTube, deoarece dacă te ții de treabă și ajungi la un anumit nivel, e posibil să scoți și ceva bănuți din treaba asta, cât despre TikTok, dacă nu intri live să cerșești și să te milogești, nu prea ai cum să faci bani din TikTok. Însă din YouTube poți să faci de reclame. Nu mulți, dar dacă ajungi la un nivel mare, 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 e posibil să poți să faci. E bine, hai să nu te mai rețin foarte mult și să-ți explic așa mare parte pașii pe care eu i-am urmat și zic eu că dacă te ții de ei, eu zic că te vor ajuta și pe tine. Reține, nu o să întâmple peste noapte chestia asta și nu ține de noroc. Îți spun clar că nu e să întâmplă să ai noroc, mama, am avut noroc și gata, am explodat un clip, am ajuns viral. Nu prea ține de noroc, ține de consecvență. Probabil că ați mai auzit la mulți streameri, mulți youtuberi de succes ce ar trebui să faceți, să postați miniaturi nu știu de care, să faceți, se făcea la un moment dat clickbait, grupa mare, deci te păcăleau să intri, să dai click, nu. Haideți să vă spun eu care este adevărul, cum am reușit eu personal să fac chestia asta. Ei bine, primul lucru și cel mai important este să postez zilnic minim 5 shorts și reține shorts aici, deoarece pe YouTube sau pe TikTok, bine, pe TikTok trebuie să ajungi la un anumit nivel ca să poți să postezi clipuri mari, dar pe YouTube poți să încarci și clipuri mari. Însă, în ziua de astăzi, și tineretul în ziua de astăzi, elevii, studenții și lumea în general, frate, nu prea mai are timp să se uite așa la un clip din ăla lung, de 18 minute, de 10 minute, de cât ar trebui să faci pe YouTube, știi? Bă, nu mai are lumea timp să uite și nu mai are chef, pentru că au apărut chestiile astea numite shorts. E bine, YouTube a făcut, cred că, cea mai bună chestie și anume să facă chestia asta, să introducă shorts în YouTube. Deoarece ne-a dat nouă posibilitatea celor care ne chinuiam de ani de zile să ajungem și noi măcar la 10.000 de abonați. Era ceva imposibil de realizat, trebuia să te duci să donezi pe la ăla, să te bagi, deci era horror, crede-mă, horror. Sau să te ceri cu lumea pe YouTube, să faci tot felul de chestii, să te mai mulțărești, niște chestii care pur și simplu nu îți făceau ție bine ca persoană. Ei bine, acum au ajuns shorts-urile în YouTube. Sunt de ceva timp și ați văzut și voi că acest canal, canalul Aleximian, a crescut datorită și numai din cauza shorts-urilor. Am 40 de milioane de vizualizări numai pe shorts. Că mai fac eu și niște clipuri care, din păcate, nu depășesc 200-300 de, hai, 1000 cu indulgență de vizualizări, deoarece, asta este, canalul meu este pănișa de shorts. Asta e, așa a intrat. N-am ce să fac acum. Dacă mai postez eu că îmi place mie să mai fac chestii de genul ăsta, o fac. Pentru că mie chestia asta mi-a plăcut de la bun început să fac. Dar, trebuie să fii consacrat de la început, ca să uite lumea, să te cunoască, să ai comunitate mare de la început și atunci se vor uita. Dar asta ți-o construiești în timp. Bun. Îți spuneam de shorts. Prima chestie pe care trebuie să o faci.
îți găsești o nișă, da? Bă, ce-mi place mie să fac? Păi uite, mie îmi place să mă joc, e pasiunea mea, nu-mi place altceva. Îmi place să mă joc și îmi plac mașinile. Păi, ce aș putea să fac? Ori aș putea să fac un fel de car vlog dacă ai mașină, pot să fac gaming, streaming, pot să fac clipuri, shorts cu PUBG, pentru că sunt foarte bun tineretul din ziua de astăzi, voi ăștia tineri, sunteți top pe astea, pe shootere, pe tot ce ține de competitivitate, sunteți top, sunteți number one. Și atunci chestiile astea se caută. Și atunci poți să faci shorts-uri animate, poți să-ți faci reel-uri cu chestii de genul ăsta, poți să faci, cum naibile zice, mix-uri cu video, cu efecte frumoase. Sunt tot felul de chestii pe care le poți face, dar, repet, în shorts. Adică clipuri mai mici de 50 de secunde. Da? Îți recomand să faci, eu personal am văzut că reach-ul e mai mare atunci când ai 25 până la 30 de secunde. Ăsta e reach-ul cel mai mare. Acum, shorts-urile. Le-ai făcut și le-ai pus cu muzica din joc sau cu muzică normală? Acum, asta este întrebarea. Muzica din joc sau muzică de pe YouTube? E bine... Aici te voi dezamăgi să spun că nu o să faci nimic dacă pui muzică din joc sau dacă vorbești tu în clipurile tale. Pentru că nu o să se dea pe For You. Și atunci trebuie să folosești un artificiu. Care mulți spun că nu e adevărat. E bine, ba da, este foarte, foarte, foarte adevărat. Și anume să folosești o melodie în tendințe. Cum este a mea și cu asta, cu ocazia asta îi mulțumesc lui fratele Țanca Uraganu. Și anume aia cu Formula 1. Bă, a prins melodia asta foarte, foarte, foarte bine. Asta nu înseamnă că melodia asta o să meargă și la tine. Tu trebuie să-ți cauți o melodie care este populară, da? Și să faci cel puțin 5 shorts-uri cu ce-ți place ție să faci, repet, gaming, car vlog, moto, alte nebunii, numai cu melodia aia, mă. Știu, e exasperant. Mulți o să zic în comentarii, bă, schimbă muzica, că nu-i place, că e o tâmpenie. Nu. Te ții de melodie. Te ții de melodia aia dacă ți-a zice vizualizări. Și pui câte 5 shorts-uri pe zi. Deci minim 5 shorts-uri pe zi. Nu te strofoca să pui, să faci tot felul de chestii, să te pui tu să te arăți în poză cu, nu știu, thumbnail-uri și așa. Bă, frate, nimic. Deci pur și simplu 25-30 de secunde cu o melodie în trending. Dar melodie, v-am spus, să fie populară. Nu orice melodie. Chiar dacă mie îmi place, nu știu, o altă, un alt gen muzical, bă, nu poți să folosești, pentru că nu intră pe... For You, nu-i devine viral. E bine, clipul meu, ăla cu Formula 1 și în City Car Driving, a făcut undeva la 15 milioane de vizualizări pe YouTube. Ceea ce este wow. Credeți-mă, wow. Pentru noi în România e ceva wow. Pentru că nu a rămas decât aici în România. S-a dus, frate, India, Bangladesh, Germania, Franța, Italia, America, toate țările astea s-a dus, frate. Și atunci... Dacă te ții de practica asta, pur și simplu să faci chestia asta în fiecare zi, o să vezi creștere și o să vezi, bă, te ții numai de shorts-uri, deci, ca să crești, numai shorts, da? 5 pe zi, frumos, între 25 și 30 de secunde, cu melodii populare. Bă, nu populare de alea de sârbe, nu? Populare pe TikTok sau pe YouTube. Bun. A doua chestie care este la fel de importantă ca muzica și respectiv minuțelele de shorts este că, deși la clipul ăla de 14 milioane sau 15 milioane cât a făcut, gândește că dacă fiecare om care a vizualizat acel clip se abona la canal, eu aveam 14 milioane de abonați în momentul de față, da? Aveam, nu? Bun. Asta ce înseamnă? Că majoritatea de cât s-au uitat, respectiv ți-a lăsat și un like acolo. Ei bine... Ca să îi faci să se și aboneze la canalul tău, bă, omul în general, așa suntem noi ca oameni, trebuie să înțelegeți chestia asta de psihologie. Bă, omul, uneori trebuie să-i scrii ce să facă, știi? Asta nu înseamnă că e prost, dar pur și simplu asta trebuie să faci. Și anume, pe clipul tău, mai adaugă text și scrii. Undeva frumos, nu pe tot ecranul, nu-l umpli, nu faci mare de tot, nu. Acolo frumos, undeva, subscribe. Abonează-te, follow me, ce vrei tu, chestii de genul ăsta ca să poți să, ca lumea să te urmărească, să facă ceea ce spui tu acolo, știi? Unii nu o să o facă nici așa, dar îți garantez că din aia, nu știu, 100 de inși intră la tine pe clip și se uită, din aia 100, mă, 20 se vor abona,
Restul nu se vor abona, chiar dacă ai scris. Dar ăia 20 se vor abona. 20 astăzi, 20 mâine, 20 poimâine, mai trece o lună, mai se adună și tot așa, și tot așa, și tot așa. Deci, fraților, din punctul meu de vedere, eu vorbesc din perspectiva mea cum am reușit eu. Și credeți-mă că cine mă cunoaște de mult de când făceam live-uri, făceam live-uri de 12 ore, frate, 12 ore mâncava jugura voastră. Și de-abia, cu chin, cu vai, reușeam și clipuri zilnice, cu jocuri, cu făceam tot felul de tâmpenii care la ora, la timpul acela, să știi că nu făcea oricine. Mulți au învățat să folosesc OBS-ul datorită lui Alex Simian, ca să nu mai zic de activare de Windows. În fin. Bun. Ideea este că din chestia asta, ani la rând, cât m-am chinuit, nu am reușit să strâng decât maxim cu indulgență 10.000 de abonați. Până când a apărut Shorts. O perioadă mi-a mers foarte prost. Adică, bă, nu știu, 15 vizualizări, 20 de vizualizări, poate și mai puțin. Unele nici nu plecau deloc. Dar postând zilnic, că postam pe TikTok, făceam în același timp, știi? Și puneam și pe TikTok, acolo pleca mult mai repede, într-adevăr. Și tot la fel, aceeași chestie se folosește și acolo. Deci, ce mi-e YouTube, ce mi-e TikTok. Fix aceeași chestie, credeți-mă. Încercați chestia asta și așteptați, pentru că nu se întâmplă peste noapte. E posibil să fii foarte norocos, foarte norocos, și atunci îți bubuie un clip și ajungi cu el, fratele meu, la, nu știu, 20-30 de milioane de vizualizări, cum am eu cu unul pe TikTok, cu 35 de milioane de vizualizări. Poți să faci chestia asta, nu e imposibil. Deci nu te lăsa, frate, că îți spune lumea, mamă, nu te apucă de YouTube, că e greu. Îți spun că, na, mulți, mulți sunt foarte răutăcioși, credeți-mă, mulți, mulți oameni. Și îți zice, nu te apuca, frate, că nu merge, că ăsta e chinui. Nu, bă, frate, dacă asta e pasiunea ta și asta îți place ție să faci, fă-mă, frate, chestia asta, dar fă-o ca lumea. Bă, fii, cum să zic eu ție, focusat acolo, înțelegi? Focus. 5 pe zi, cât pot eu, frate, de la muncă. Veneam de la muncă seara, băgam 5 de alea. Și crede-mă că nu e ușor să pui aici cameră, să stai, să îți găsești anumite chestii care să fie și interesante, na, cum ați văzut la mine pe clip, unele amuzante, că mai trebuie să fii și chestia asta, că nu poți să pui doar așa la mișto orice chestie, nu? Vă salută cu cel mai mare respect și noi ne vedem în clipul următor. Respect de aia.